Urmează să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi și cum trebuie să ne purtăm în viața aceasta de zi cu zi. Vă invit să vă ridicați, o să dau citire la un text pe care am înțeles că în ultimul timp a fost citit despre roada Duhului Sfânt, Galateni, capitolul 5 și versetul 22 și 23. Roada Duhului, dimpotrivă, este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor. Împotriva acestor lucruri nu este lege. Amin. Vă rog să luați-o. De o bucată de vreme, în mod deosebit, fratele Todoran a vorbit despre roada Duhului Sfânt, aceste caracteristici ale roadei. Așa cum ați auzit, a fost citită roada Duhului și prima ei caracteristică este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare și pentru seara aceasta a rămas bunătatea. Acum despre bunătate, fiecare dintre noi știm anumite lucruri. M-am bucurat când fratele Șteț a cântat această cântare și noi am putut să cântăm după el despre bunătatea lui Dumnezeu. Am zis, oarecum e o confirmare a faptului că în această seară trebuie să se vorbească despre bunătate. E adevărat că textul acesta vorbește despre acea bunătate pe care ar trebui să o aibă fiecare credincios. Rețineți, roada Duhului Sfânt este bunătatea. Aceasta va fi tema din seara aceasta. Bunătatea, o parte, nu? Una din caracteristicile roadei Duhului Sfânt. Dar noi, ca să înțelegem cum e cu bunătatea aceasta, mai întâi de toate trebuie să privim la bunătatea lui Dumnezeu. În momentul în care noi, ca și credincioși, privim la bunătatea lui Dumnezeu, noi trebuie să învățăm de la El, de la Stăpânul nostru, de la Domnul nostru. Dumnezeu are anumite atribute, ele se numesc în teologie comunicabile sau în raport cu creația sa, în raport cu omul. Are unele atribute pe care omul nu le are, și anume omniștiența, adică cunoaște Dumnezeu totul, poate totul, atotputernicia lui Dumnezeu, atotprezența lui Dumnezeu, imobilitatea, că Dumnezeu nu se schimbă, eternitatea lui Dumnezeu, că El rămâne etern. El n-are nici început, nici sfârșit. Dar vedeți, are anumite atribute Dumnezeu pe care trebuie să le aibă și omul. Printre ele sunt dragostea, sfințenia, în cazul de față, bunătatea. Dumnezeu este bunătate, dar El cere și omului să fie bun, să manifeste bunătate. Mai ales credincioșii care au pretenția că ei sunt oameni duhovnicești. Cum auzim de foarte multe ori întrebarea aceasta, ai Duhul Sfânt? Ei, dacă ai Duhul Sfânt, următoarea întrebare care se pune, dar cum poți vedea că cineva are Duhul Sfânt? Ei, poate noi vom spune, da, există anumite semne, există un moment al primirii botezului cu Duhul Sfânt și noi știm asta. Și ca Biserica Pentecostală vorbim despre botezul cu Duhul Sfânt, sunt rugăciuni pentru botezul cu Duhul Sfânt. Dar vedeți dumneavoastră, mai departe, când oamenii se uită la noi, neștiind el anumite lucruri, nu? Neștiind anumite nuanțe, ei se uită spre noi, spre viața noastră. Și ei vor să vadă dacă cu adevărat
Noi suntem oameni duhovnicești. De multe ori am făcut apel la acel cuvânt din Geneza, capitolul 41, versetul 38. Și uitați-vă, pentru mine versetul acesta constituie și a constituit 38 de-a lungul anilor un lucru foarte important. Întotdeauna mi-am pus întrebarea asta și trebuie să ne o punem absolut fiecare dintre noi. Când oamenii privesc la noi, cum ne caracterizează? Observați Faraon, este omul acela care a guvernat Egiptul. El a condus acea țară, un regat puternic, poate în vremea respectivă era putere mondială, poate cel mai puternic om în vremea respectivă. Și la un moment dat el face o remarcă deosebită. Și Faraon a zis slujitorilor săi, am putea noi oare să găsim un om ca omul acesta care să aibă în el Duhul lui Dumnezeu? E, observați că în Iosif s-a putut vedea ceva deosebit. Iosif era deosebit de toți ceilalți oameni. Până și Faraon spune, în omul acesta este Duhul lui Dumnezeu. Când se uită oamenii la noi, la manifestările noastre, la atitudinile noastre, la modul nostru de a ne relaționa unii la alții, când intrăm în contact unii cu alții, în familie, în relația soț-soție, soția-soț, părinți-copii, copii-părinți, în relațiile noastre dintre frați, nu? Dintre membrii unei biserici, există în noi cu adevărat ceva ce să-i facă pe alții să spună într-adevăr, în el e Duhul lui Dumnezeu. În mod deosebit, vedeți dumneavoastră, aceste caracteristici ale roadei Duhului Sfânt, ele trebuie să fie evidente în viața unui creștin. Dacă ele nu se văd, atunci e o mare problemă. Că poți vorbi, poți spune despre una, poți spune despre alta, dar dacă ele nu se văd, atunci e o mare problemă. De aceea, vedeți, noi trebuie să privim la Dumnezeu și Biblia ne prezintă pe Dumnezeu ca un Dumnezeu plin de bunătate. Dacă ne uităm bună oară în Psalmul 108, e aici versetul 4 care spune ceva foarte frumos. Și aș vrea să citesc acest lucru. Căci mare este bunătatea ta și se înalță mai presus de ceruri, iar credincioșia ta până la nori. Uitați-vă cum e bunătatea lui Dumnezeu. Ea e mare și se înalță mai presus de ceruri și credincioșia lui este mai presus, cum spune aici, de ceruri și se vede peste tot pământul. Când noi citim în Psalmul 103, în versetul 8, aici David spune, Domnul este îndurător și milostiv, îndelung răbdător, și auziți, cum e? Bogat în bunătate. Dumnezeu are o bunătate mare și este bogat în bunătate. Dacă ne uităm în Psalmul 36, bună oară, aici David spune așa, în versetul 5, bunătatea ta, Doamne, ajunge până la ceruri. Din nou, mărimea acestei, cât e de mare bunătatea Domnului. Apoi, în versetul 7, cât de scumpă este bunătatea ta, Dumnezeule. Observați? Ea e valoroasă, e mare, da? Apoi spune că e valoroasă. Și uitați-vă, omul acesta spune în versetul acesta 10, întinde și mai departe bunătatea peste cei ce te cunosc. Adică el înțelege ceva, că un om are nevoie de bunătatea lui Dumnezeu. Întinde-ți-o, Doamne, mai departe peste noi. Noi avem nevoie de ea în viața asta de zi cu zi. Și atât de mult ne place când citim plângerile lui Ieremia. Capitolul 3,
de la versetul 21. De câte ori citim noi versetele acestea, nu? Puneți, vă rog, plângerile lui Ieremia. Iată ce mai gândesc în inima mea. Și iată ce mă face să mai trag nădejde. Bunătățile Domnului nu s-au sfârșit. Îndurările Lui nu sunt la capăt, ci se înnoiesc în fiecare dimineață și credincioșia ta este atât de mare. Ei, când vedem lucrurile acestea, ne dăm seama că în fiecare zi noi avem nevoie de această bunătate. Și zicem, ce mare Dumnezeu avem, dar ce bun Dumnezeu avem, nu? Mi-au aminte când apostolul Pavel predicase cuvântul Scripturii undeva în Listra. E o cetate unde în prima călătorie misionară Pavel vestește Evanghelia și e acolo un om. Și omul acesta e o loc, nu putea să umble. Și Dumnezeu, Sfântul, în bunătatea Lui, face o minune. Și ologul ăsta e vindecat, începe să umble. Oamenii ăștia rămân uimiți. I-au gândit că prin acești doi oameni, Pavel și cu Barnaba, s-au făcut lucruri deosebite. Ei au făcut minunea. Și au zis, s-a coborât Jupiter și Mercur la noi, acele zeități din lumea greacă, nu? Chiar zilele acestea și chiar vă salut din partea bisericii din Atena, duminică, sâmbătă am avut seminar și duminică am slujit la ei, au transmis salutări și acolo poți vedea în lumea asta greacă tot felul de statui cu zei, cărora ei se închinau. Și Pavel, când s-a dus în Atena, a zis, nu, pe când străbăteam cetatea, am putut să văd, nu, foarte multe lucruri. Zice, în toate privințele vă găsesc foarte religioși, plini de zeități, da? Și vedeți dumneavoastră zeitățile acestea, Jupiter și Mercur, varianta romană. Romanii au preluat panteonul acela grecesc și pe Zeus l-au numit Jupiter, pe Hermes l-au numit Mercur. Ei s-au coborât la noi. Și cuvântul lui Dumnezeu spune la un moment dat că apostolii Barnaba și Pavel, când au auzit lucrul acesta, și-au rupt hainele, au sărit în mijlocul norodului și au strigat, oamenilor, de ce faceți lucrul acesta? Deci fapte 14-15. Și noi suntem oameni de aceeași fire cu voi, noi vă aducem o veste bună, ca să vă întoarceți de la aceste lucruri deșarte la Dumnezeul cel viu, care a făcut cerul, pământul și marea și tot ce este în ele. Și acum observați, el le vorbește de bunătatea lui Dumnezeu manifestată față de ei. Și spune, el în viacurile trecute, Dumnezeu în viacurile trecute, a lăsat pe toate neamurile să umble pe căile lor. Măcar că, drept vorbind, nu s-a lăsat fără mărturie. Și observați aici, cum prezintă Pavel bunătatea lui Dumnezeu manifestată în viața acestor păgâni, în viața acestor oameni, întrucât v-a făcut bine. V-a trimis ploi din cer și timpul roditoare, v-a dat hrană din belșug și v-a umplut inimile de bucurie. Vă regăsiți în asta, ce zice? Am avut noi parte de asta. Să ne fi făcut Dumnezeu bine. Ne-a trimis ploi din cer. Ne-a dat timpul roditor. Ne-a dat rană din belșug. Ne-a umplut inimile de bucurie. Ei, vedeți? Observați câte lucruri face Dumnezeu. Ei, toate astea sunt manifestări ale bunătății lui Dumnezeu. Și o să vorbesc, pentru că trebuie să trec la bunătatea pe care noi trebuie să o manifestăm, dar observați, toate astea le-am arătat, ca noi să putem înțelege că dacă Dumnezeu e plin de bunătate și noi suntem copiii Lui, atunci și noi, la rândul nostru, trebuie să manifestăm bunătate. Când Pavel spune romanilor în capitolul 2, versetul 4, sau disprețuiești tu bogățiile bunătății, îngăduinței și îndelungii lui răbdări, nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință, adică la o întoarcere spre El.
ca să ne facă pe fiecare să înțelegem. Dacă Dumnezeu e așa de bun cu noi, la rândul nostru, noi ca oameni, ca fii ai lui Dumnezeu, ca și copii ai lui, noi trebuie să ne asemănăm cu El. Și asta se poate când omul se întoarce cu adevărat la Dumnezeu. Când omul își schimbă viața, comportamentul, trăirea, că până la urmă, termenul ăsta, pocăință, printre alte lucruri, înseamnă schimbarea minții, schimbarea comportamentului, schimbarea trăirii, schimbarea vieții în întregime. Și atunci, când privim noi la această bunătate a lui Dumnezeu, ne dăm seama că și noi, ca și credincioși, ca și oameni în care locuiește Duhul Sfânt, trebuie să manifestăm această bunătate. Când mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, găsesc foarte multe lucruri prin care Dumnezeu Sfântul ne cere să avem bunătate. Deci, atunci când e vorba de bunătate ca roadă a Duhului Sfânt, ne dăm seama că singur nu putem. Omul, prin natura lui, e înclinat spre rău, nu? Când te uiți, mai ales la vremurile pe care noi le trăim și despre care Domnul Iisus spunea că în vremea venirii Fiului Omului se va întâmpla aidoma, cum a fost în zilele lui Noe și Lot. Și cum a fost în zilele lui Noe, nu? Uitați-vă în Geneza, capitolul 6, versetul 5, acolo ni se arată într-un mod clar, Dumnezeu a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Ei, observați, vă rog, nu? Opusul la ce este bine, bun, este rău. Și spuneam, când omul se pocăiește, el își schimbă mintea. Are mintea schimbată, are mintea transformată. Ei, dacă răutatea omului era mare pe pământ și în zilele venirii Fiului Omului, observați, răutatea va caracteriza viețile oamenilor. Ei, a noastră, a credincioșilor, a penticostalilor, nu? A oamenilor botezați cu Duhul Sfânt, a oamenilor care suntem duhovnicești, avem pretenții de înaltă spiritualitate. Ce ziceți? E bunătatea asta o caracteristică a vieții noastre? O văd alții? Putem să ne simțim de multe ori bățoși, nu? Că suntem noi cineva, să știm să răspundem altoi așa, zic, cum zic unii, să-l pun la punct, sau alții zic, trebuie să-l pun la locul lui și câte altele. Nu, poți! Însă, vedeți dumneavoastră, Biblia ne cere nouă să manifestăm bunătate. M-am uitat așa la cuvântul acesta, bunătate, și în limba greacă, acolo unde termenul acesta este folosit, Hristotes, în limba greacă, care este tradus prin bunătate, prin binele, nu? Sau un om care a tradus și el, sau a prefațat o traducere deosebită, Moffat, un mare slujitor al lui Dumnezeu, el a definit-o, sau dacă vreți, a arătat că bunătatea este un caracter agreabil. Ea mai înseamnă amabilitate, ea mai înseamnă delicatețe. E un teolog care, bă rog, a stat, a analizat în mod deosebit cuvântul acesta. Numele lui este Plummer. Eu mi-am notat aici câteva lucruri și observat ce spun el despre bunătate. O bună voință plină de înțelegere sau acea dulce dispoziție care îi face pe alții să se simtă în largul lor, ce se ferește de a provoca dureri altuia. Înțelegeți? Sau mai spune el, e acea dispoziție care îi face pe oameni să se simtă bine în prezența noastră. Auziți ce înseamnă bunătate? Ca cineva să se simtă bine în prezența ta, când e un om bun, când e un soț bun, nu? Soția abia așteaptă, nu? Se simte bine în prezența lui. Când o soție este bună, manifestă bunătate, soțul se simte bine în prezența ei. Copiii
care au părinți, în care se vede manifestată bunătatea, așteaptă să stea cu părinții lor, stau lângă ei. Dacă nu văd asta, fug cât pot. De câte ori am auzit, lasă-mă cu tata, lasă-mă, nu? Câte nu se întâmplă, lasă-mă cu mama, bate din gură, zice, dar n-are nicio bucurie, nu? N-are nicio plăcere. Ei, bunătatea asta, nu? E foarte important. Mai și cu frații, cu relațiile, nu? Când un om manifestă bunătate, nu trebuie să strige în gura mare, într-una, să pună la punct pe unul și pe altul, nu? Cât el de pocăit, nu? Când mai auzi pe câte, bă, tai două sfânt, nu n-ai. Dar când vezi-l cum se turează, mă, zici că are și iese fum de la mașinile alea care accelerează tare, păi acolo e problemă, înțelegeți? E problemă, nu? Stă și îi vezi fața lui, cum se manifestă, te întreb, măi, îi? Ori nu îi? Ei, observați dumneavoastră, bunătatea asta, ea e privită în felul acesta și primul lucru pe care aș vrea să-l observăm este definiția asta bunătății. Ce este bunătatea asta? Uitați-vă mai departe ce spun ei. Unii cred că bunătatea noastră este un semn al slăbiciunii noastre, iar răceala și duritatea sunt semnele tăriei. Auziți? Sunt unii care vor să arate cât de tari sunt ei, nu? Atunci se manifestă, lasă, cum ziceam eu mai înainte, îl pun eu la punct, nu? Că se întâmplă la asta, numai trebuie să știu unde e punctul, nu? Țin minte când, parcă v-am mai spus, erau ăștia mei copii mai mari și Filip era mai mic, știi? Și, nu, mai era câte una, mai era câte alta și ca tată, ca unul, am zis eu așa, zic, la că vă pun eu la punct. Și apoi el, așa cum era mai mic, umbla după mine și îmi șoptea, tate, hai arată-mi unde e punctul, înțelegeți? E problemă, înțelegeți? Trebuie să vezi unde e punctul, nu? Ei, problema este, trebuie să te gândești bine în viața asta de zi cu zi, că nu este chiar așa de simplu. La punct poți să pui pe oricine. Problema este că nici tu, nici eu, poate nu știm cu exactitate unde e punctul acela. De aceea Dumnezeu să ne ajute să înțelegem fiecare dintre noi că roada Duhului Sfânt este bunătatea. Și bunătatea e acea bunăvoință plină de înțelegere, da? E acel caracter agreabil, este acea delicatețe, acea amabilitate. M-am uitat așa la un filozof roman și el a definit bunătatea și auziți cum a definit el bunătatea. Amabilitatea este irezistibilă atunci când este sinceră și când omul nu-ți zâmbește batjocoritor și nu-și pune o mască. Auziți? Aia e bunătate. Când omul acela, nu? Nu e unul din ăsta care, știu eu, să-ți zâmbească batjocoritor când poate are doar masca aia, cum se întâmplă de multe ori, că vânzătorii sau oamenii care sunt anumite domenii, că vrei, că nu vrei, ei zâmbesc politicos, așa sunt învățați să vină, dar poate ei de multe ori fac lucrurile acestea așa, pentru că trebuie să le facă prin natura slujbei lor și de multe ori o fac forțat. Această bunătate, ea trebuie să izvorască dintr-o inimă plină de Duhul Sfânt, din viața unui om duhovnicesc. Să ne ajute Domnul să putem avea o asemenea bunătate. Apoi, al doilea lucru, după ce am văzut în ce constă bunătatea, este noi trebuie să manifestăm bunătate unii față de alții. Și în ce constă manifestarea acestei bunătăți, nu? E bunătatea aceea când trebuie să ierți, nu? Bunătatea în a ierta. Uitați-vă ce spune Apostolul Pavel în Efeseni 4:32. Da, ca să înțelegem mai bine, haideți să luăm de la 30. Și le legăm, că doar vorbim de roada Duhului Sfânt. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetluiți prin ziua răscumpărării. Da, lăsați versetul ăsta. Ne place cum spune aici? De câte ori auzim noi, pecetea, frate, pecetea, e bun și trebuie, dar vă rog rețineți ce spune, să nu întristați pe Duhul Sfânt
a lui Dumnezeu prin care ați fost pecetluiți pentru ziua răscumpărării. Și acum uitați-vă, noi de multe ori suntem obișnuiți să luăm câte un cuvânt din Scriptură, să-l rupem așa din context. Ne place ceva, rămânem la ăsta. A, e frumos, ai văzut, frate, pecetea. Da, uitați-vă că ele sunt împreună. Și nu erau, când scrie Pavel epistola, nu erau versete, erau totul întreg. Citiți mai departe, 31. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Lăsați versetul, focalizați-vă privirile pe el, asupra lui. Ce ziceți? Avem motive de amărăciune. Avem? Da, de iuțime avem? Da, de mânie avem? Da, de strigare? Ne turăm? Ne vine? Dar noi suntem duhovnicești. Frate! Aleluia! A biserică rugăciuni, cum zic, într-o zonă șerbinți? Da, ia uitați-vă aici! Ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt! Vedeți dumneavoastră? E, și acolo spun, amărăciune, iuțime, mânie, strigare, dar mă când e și clevetire, și orice răutate, observați că tot e merg, opusul binelui, bunătății, răutate, să piară din mijlocul vostru. Dar zic unii, unele răutăți, mici răutăți, ni le permite. Păi permite. Dar unul duhovnicesc, n-are ce să-și permită. Pentru că observați ce spune Biblia, să piară din mijlocul vostru. Și acum auziți, dimpotrivă, nu ai auzit, fiți buni unii cu alții, bunătate. Dimpotrivă, vedeți, noi avem de multe ori, dacă vreți, motive, frații mei, să ne amărâm, să fim iuți, mărioși, să strigăm, să dai drumul. Ei, cum o zis unul după ce și-o dat drumul la gură. Și când l-au auzit aieștia, nu știu, posibil cânta frumos, și mai și veni la învol și spunea. Și unii când l-au auzit, o stat așa să uită. Și cineva a vrut să-l scape așa să... Știți cum îi zice? Așa e el, zice. E rău de gură, zice, dar e bun la inimă, zice, e bun. Dar nu-i bun. Că Domnul Iisus a zis în Matei 12:35, nu? Omul bun scoate lucruri bune din visteria bună a inimii lui, iar doar omul rău scoate lucrurile din visteria rea a inimii. Totul depinde, cum am vorbit ultima dată, de inimă. De visterie, frate. Cum e visterie? Și atunci revenim la 4:32, Efeseni. Dimpotrivă, observați, noi trebuie să manifestăm bunătate, bun unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Nu, spuneți, în cum iartă Dumnezeu? Noi cum zice? Când iartă Dumnezeu, nu ne place nouă tuturor, când ne-o mântuie Dumnezeu, nu? Îi găti unul care a avut un trecut, poate din ăla, că îi doare capul când își aduce aminte de el, nu? Dar zice, m-a iertat Dumnezeu, m-a spălat și a aruncat păcatele în mare uitări. Nu își mai aduce aminte de el. Și Biblia zice, eu îți iert fără de legile și nu voi mai aduce aminte de ele. Puneți Isaia 44 să vadă toți frații, da? Isaia 44:23, cred că, da? Isaia, da? 22. Eu îți șterg fără de legile ca un nor și păcatele ca o ceață. Întoarce-te la mine, căci eu te-am răscumpărat. Mai departe. Și uitați-vă aici, vedeți, în toate astea noi vedem modul în care Dumnezeu Sfântul ne iartă, ne spală păcatele noastre, ne curățește de orice vină. Și apoi, puneți 43:25.
43 cu 25. 43. Isaia 43 cu 25. Eu îți șterg fără de legile pentru mine. Și nu voi mai aduce aminte de păcatele tale. Vă întreb, vă place asta? Vă place? Na, dar uitați-vă, acum mergem la Efeseni 4 cu 32. Și nu voi mai aduce aminte. Așa șterge Dumnezeu, așa iartă Dumnezeu. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi în Hristos. Da, acum uitați-vă bunătatea. Ea așa face. Noi trebuie să ne asemănăm cu Dumnezeu. Și noi trebuie să iertăm. Dar cum să iertăm? Bunătatea, care e roada Duhului și care trebuie să fie în noi, ea trebuie să ierte în modul ăsta. Iertăm așa? Vedeți, în relațiile dintre soț și soție, e iertarea în felul ăsta. A venit odată și eu am spus la o căsătorie, la un pastor, un soț, care spune, frate, am probleme cu soția mea, că e istorică. Da, mă rog, pastorul în prima fază o înțeles, dar el zice, da, istorică, frate, istorică, știi ce aia, istorică? Zice, când se ceartă cu mine, îmi aduce aminte tot ce am făcut eu pe parcursul vieții. Și îmi zice, în anul cu tare, în luna cu tare, în ziua cu tare, că ăștia istorici, știi, ăștia nu povestesc mult. Ei au anul, nu, atunci a fost revoluția, nu, lui Bălci ăsta, din 1848, apoi răscoala când a avut loc, în data de și așa mai departe, înțelegeți, toate, nu? Cu date, când s-a bătut Ștefan cel Mare cu turcii, bătălia lui Mircea cel Bătrân sau cel Mare, cu toate datele, istoria așa, na? Guvernul democratic când s-a instaurat de comuniști, cât o fel de democratic am știut noi pe pielea noastră, și toate astea, date. Da, frate, zice, soția mea istorică, dar știți că sunt și bărbați care sunt istorici, nu numai surori. E iartă, dar totuși aduc aminte. Și într-una, și pun. E, vedeți, și când toate astea le faci, nu mai ești bun. Nu mai manifesti bunătate. Și n-ai iertat cum a iertat Hristos. Când citim Coloseni 3, cu 12, uitați-vă și aici, spune. Dar înainte de, ia uitați-vă bine. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Rețineți acolo, cu bunătate. Îngăduiți-vă, spune, unii pe alții și dacă unul are pricină să se plângă de altul, iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat Hristos, așa iertați-vă și voi. Nu, ce ziceți? Avem noi o astfel de bunătate. Și poate noi de multe ori avem motive, ne-o supărat cineva, ne-o călcat pe bombeu, cum zice, și nu-l mai poți ierta, te tot uiți așa la el, de zici că, na? Te întreb, dar ce se uită ăsta la mine, știi? E o expresie în ucraineană ăștia care știți bodea, știi cum e, știți, când vine la cu corni așa și știi că împunge, nu? E problemă, înțelegeți? E problema, dar asta este ceva ce trebuie văzut în viața noastră de zi cu zi. Frați și surori, știți, viața asta niciodată nu știi când se încheie. Vedem că vin oamenii pe rând, pleacă pe sărite. Ați văzut în Spania, în Valencia, în cine s-ar fi gândit câți oameni au murit? Azi l-am sunat pe secretarul comunității, printre cei români, sunt destul de mulți și am fost interesat și eu. Așa că ei aparțin, sunt biserici care aparțin de cultul penticostal și în doilea rând sunt români, suntem oameni și vrem să știm, am vrut să văd care e situația. Da? O biserică a fost afectată, de-a noastră a intrat apă, dar dintre ai noștri, ce să zicem, Dumnezeu i-a păzit, i-a ocrutit, nu-i simplu, nu-i simplă viața, nu știi când se poate termina, cine s-ar fi gândit la spaniolii ăia și e o zonă unde nu știu de câte ori plouă, că tot îi așteaptă ploaia și acum vine dintr-o dată așa, și mașinile alea așa date una peste alta, ca mașinuțele la grădiniță și te uiți, nu? Și viața nu știi când se termină, câți oameni au plecat din lumea asta.
Vă mai aduceți aminte de acele situații îngrozitoare, nu? Când au murit oameni, sute de mii de oameni care erau undeva pe plajă, în stațiuni, unde se relaxau și a venit să o termina viața, știi? Și vedeți, se poate termina viața și tu să fii zis, mă, eu-s duhovnicesc, i-am Duhul Sfânt și să trăiești așa cu gândul ăsta că ai obținut diploma, ca și mulți, cum ziceam în alte dăți, obținut diploma de inginer, de mecanic, de știu eu, dar el nu a lucrat în domeniul ăla deloc, are diploma undeva și-o pus-o și-o ține acolo, poate în ramă și se uită la ea, dar el n-a lucrat cu ea. Adevărata, vedeți, trăire cu Dumnezeu, adevăratul om duhovnicesc, el trebuie să manifeste bunătate. Am văzut în primul rând, nu, că bunătatea asta este caracterul acela agreabil. Am putut vedea că bunătatea asta trebuie să o manifeste fiecare om în relația cu ceilalți, nu? Și asta se poate vedea în iertarea pe care o oferim. Vreau să vă spun că bunătatea, în al treilea rând, ea trebuie văzută în acțiunile noastre. De multe ori, vedeți, noi citim, Dumnezeu e bun, hrănește pe oameni. Dumnezeu e bun și își arată bunătatea prin faptul că le poartă de grijă. Dar atunci noi, care suntem copiii lui Dumnezeu, cum spuneam, n-ar trebui să facem și noi lucrul acesta? De multe ori poți vorbi că ești bun, că tu ești duhovnicesc, că suntem oameni creștini, că suntem oameni deosebiți. Dar rețineți, bunătatea ea se vede în acțiunile noastre. Spune cuvântul lui Dumnezeu în 1 Ioan, și o să citesc aici, capitolul 3, versetul 17, 1 epistolă. Dar cine are bogățiile lumii acesteia și vede pe fratele său în nevoie și își închide inima față de el, cum rămâne în el dragostea de Dumnezeu? Copilașilor, să nu iubim cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Prin aceasta vom cunoaște că suntem din adevăr și ne vom liniști inimile înaintea Lui. Pentru aceasta, vedeți, în viața asta de zi cu zi, ca bunătatea noastră să fie într-o continuă acțiune, noi trebuie să fim acei oameni care să ne îmbrăcăm cu ea. Atât de mult îmi place versetul ăsta din Coloseni 3 cu 12. Trebuie să mă apropie de încheiere, dar uitați-vă bine aici. Astfel, dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de durare, cu bunătate. Ca bunătatea noastră să fie în acțiune, să arătăm bunătate față de cei din jurul noastră, să ne ajute Domnul. Voi încheia, sunt multe alte lucruri, nu mai este timp, dar rămân, eu cred că e destul, cred că fiecare a înțeles că Dumnezeul nostru este bunătate. Amin. Că bunătatea lui Dumnezeu, uitați-vă, e scrisă, e mare, valoroasă. Da? După aceea am văzut cum este bunătatea aceasta a credinciosului, nu? Definită prin caracter agreabil, manifestată prin iertare, vizibilă în acțiuni și așa mai departe. Dacă noi astea le vom avea în viața asta de zi cu zi, vom fi cu adevărat creștini buni, oameni duhovnicești. Domnul să ne umple inima de bunătate. Amin.